acum și am, până acum am lucrat, de această dată va fi GT-ul. Data trecută a fost la ochiul, lângă ochiul de mijloc, acum vor fi 3 ochiuri. GT-ul, 3 ochiuri pe față, GT-ul. Continuăm mai departe. Vedeți că deja aici s-a lucrat binișor. Continuăm mai departe și iarăși vom lua de aici 2 ochiuri. Am ajuns la cel de-al patrulea marker și avem de luat de aici 2 ochiuri. Vedem că este mare diferența, de aceea eu acest ochi îl iau nelucrat și cu andreaua stângă pur și simplu iau aceste ochiuri, aceste fire și poziționez ochiul nelucrat aici și le lucrez toate împreună să nu rămână gaură. Vedeți că cât de cât este ok. Primul ochi și al doilea. Mai bine făceam și aici la fel. Bine, greșeala mea. Voi să faceți numai decât să nu rămână gaură. Întoarcem lucrul și deja vom lucra până la final, fiindcă nu mai luăm ochiuri. Acesta îl luăm, tragem puțin de fir și lucrăm toate ochiurile pe dos. Nu vă mai arăt, continuăm până la finalul rândului. Am lucrat și aici până la ultimul marker și ultimele ochiuri. Acum ne-au rămas cele 5. Luăm o buclă de aici și lucrăm aceste 2 ochiuri împreună. Nu fie gaură. 1, 2, 3, 4 și al 5-le pe dos eu lucrez. Și am lucrat până la sfârșit. Deci cu atât am crescut la spate. Nu vrea să stea. Și iată ce s-a primit. Ce am obținut. Și eu chiar să măsur cu cât am crescut noi. Cu aproximativ 3 cm. Deci chiar cu 3 cm. Eu zic că este suficient. În fine, totul depinde de dorința dumneavoastră. Puteți să luați câte 2 ochiuri, nu câte 1. Iată, uitați-vă cu cât am crescut. Eu zic că este bine. Aceasta este o metodă. Zilele astea am descoperit-o și îmi place. Să văd eu aici cu cât am crescut. Evident că este mai mult. Dar cum să măsur? Tot cu aproximativ 3 cm. Această parte de sus nu o măsur, fiindcă aceasta am lucrat-o peste tot, tot una. Iată. Măsurați și scadeți cât credeți că este necesar. Mai departe, lucrăm de jur împrejur. Iată cum vedeți și aici. Lucrăm de jur împrejur până obținem lungimea necesară pentru mânecă. Apoi, iată, uitați-vă, am să vă arăt cât de frumos, nu știu cum să o numesc, o margină foarte frumoasă pentru mânecuțe. Parcă este un volan. Îmi place. Atât a fost pentru astăzi. Eu mai tricotez împrejur, pentru păpușă, eu știu pentru cine, dar lucrez să vă arăt finalul. Am lucrat câțiva centimetri. Pentru păpușa mea iese deja bine de făcut mâineca. Dumneavoastră lucrați
atât cât este nevoie să fie bine mânica, iată aici când îndoiem, să fie bine la copil. Pentru o păpușă este suficient. La copil însă mai trebuie. Iată așa va fi bolerul nostru. Acum, eu am pus pe două rânduri tendrele, două perechi. Voi lucra doar mânica. Voi face acel volan la mânica. Și aici, și aici. Imediat vă arăt cum. Sau nu. Trebuie să termin întâi pe dosul lucrului, fiindcă eu nu am finisat uitați-le. Apoi când mă întorc pe fața lucrului deja, voi începe deodată să fac mânecă. Deci, iată, eu întâi termin să lucrez pe dosul lucrului. Toate ochiurile. Și apropo, pot să vă arăt cum se face gaură pentru nasturi. Cred că dumneavoastră știți. Două ochiuri le-am lucrat. Aceste de margine și următorul. Am făcut jeteu și două ochiuri împreună. Așa am făcut eu gaură pentru nasturi. Lucrez tot rândul, apoi ne întâlnim să vă explic. Am lucrat rândul. Acum începem de la început. Și am făcut aici o gaură pentru nasturi. Să vedem cât spațiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și haideți să facem și aici una. Un ochi față, jeteu, două ochiuri împreună și un ochi față. Acestea le lucrăm normal pe față. Și aici sunt două metode. Când am ajuns la ochiul pentru raglan, acesta este, care este pe mijloc, noi vom uni aceste ochiuri, acesta și cu următorul, îl vom uni și vom face mânecă. De aceea, dacă doriți, luați aceste ochiuri pentru mânică și le puneți separat pe o ață sau pe alte andrele, dar eu la moment voi lucra cu aceste ochiuri și voi face margina pentru mânică. Și margina are următorul model. Pentru a nu vă încurca, iată, eu voi lucra cu celelalte andrele. Și avem 3 ochiuri pe dos, jeteu, un ochi față. 3 ochiuri pe dos, jeteu, un ochi față. Și terminăm cu 3 ochiuri pe dos. Deci primul ochi îl voi face pe față. Un ochi pe față, 3 ochiuri pe dos. Jeteu. Un ochi față.
Și repetăm. 3 ochiuri pe dos. Jeteu. În ochi față. Să nu mă încurce acesta. 3 ochiuri pe dos. Jeteu. În ochi față. Și continuăm până la sfârșitul rândului. Am lucrat până la sfârșitul rândului. Ochiul pentru raglan îl lăsăm și ne uităm când ne ajung ochiul. Deci avem un ochi, jeteu în ochi față și la sfârșit trebuie să avem 3 ochiuri pe dos. 1, 2. Deci iată ce voi face eu. Voi adăuga încă un ochi. De aici chiar putem să-l adăugăm. Va fi pe dos și al treilea va fi și cel de margine pe dos. Nu este nicio problemă. Pe dosul lucrului, ochiul de margine nu se lucrează. Deci lucrăm după cum stau ochiurile. Pe față, pe dos, jeteul pe dos. Pe față, 3 pe față, 2 pe dos. 3 pe față, 2 pe dos. Continuăm până la sfârșitul rândului. Acum lucrăm rândul 3. Anume pe porțiunea aceasta unde este mânica. Un ochi de margine, 3 ochiuri pe dos, jeteu, de această dată 2 ochiuri pe față. Și continuăm. 3 ochiuri pe dos, jeteu, 2 ochiuri pe față. Continuăm până la sfârșitul rândului. Și la sfârșit avem 3 ochiuri pe dos. Întoarcem lucrul și lucrăm pe dosul lucrului la fel cum și toate rândurile care sunt pe dos. De această dată vor fi 3 pe față, 3 pe dos. Pe față, 3 pe dos. Și continuăm până la sfârșitul rândului. Observați că deja se formează desenul, găurile. Următorul rând. 3 ochiuri pe dos. Jeteu, 3 ochiuri pe față. Și repetăm. 3 ochiuri pe dos. Jeteu, 3 ochiuri pe față. Și continuăm la fel până la sfârșitul rândului. Lucrăm și pe dosul lucrului. Trei pe față, 4 pe dos, jeteul pe dos și continuăm până la sfârșit.